Bine v-am găsit, pasionații ai utilajelor! Data trecută am discutat despre câteva dintre cauzele întârzierilor pe lanțul de aprovizionare, așa că astăzi închidem subiectul. Inflația a atins cote alarmante în multe părți ale lumii, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Asta a dus la creșteri de prețuri ale materiilor prime, precum și în zona transporturilor. Inflația din SUA a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 40 de ani, așa că singura cale este scăderea, declară cu optimism analiștii financiari. Chiar steaua, petrolul, gazul, cuprul și oțelul, cu toate sunt acum mai ieftine în America. Pentru a preîntâmpina întârzierile pe lanțul de aprovizionare, constructorii caută alternative la materialele clasice. Chiar dacă acestea sunt mai scumpe, măcar constructorii se pot încadra în termenul de predare a proiectului. Un model special de gresie, faianță sau parchet va fi mai scump decât unul simplu, însă sunt șanse mai mari să fie în stoc la furnizor. Ideea e că materialele de nișă se găsesc mai ușor acum decât cele de larg consum. Concluzia, prețul cade în plan secund și disponibilitatea contează cel mai mult pentru client. O variantă de rezervă este apelarea la furnizori locali pe lângă cei globali. Abordarea duală în materie de aprovizionare poate rezolva urgențele. Să luăm exemplul unei companii care cumpără cantități industriale de cărămizi de la un furnizor internațional renumit, cum ar fi Wienerberger. Dacă furnizorul austriac rămâne fără un anumit model de cărămizi pe stoc, un furnizor local este cea mai la îndemână soluție. Desigur, e mai ieftin să cumperi direct de la producător, dar constructorii sunt dispuși să își asume adaosul furnizorului local, numai să termine la timp lucrarea. Din nou, prețul cade în plan secund și disponibilitatea primează. În fond, este o tendință pe care o vedem și când vine vorba de utilaje. Concret, un excavator second-hand se vinde la același tarif sau chiar mai scump decât echivalentul lui nou. Diferența este că excavatorul la mâna a doua este disponibil imediat, iar cel nou peste un an. Un alt aspect care poate reduce riscul de a nu termina un proiect la timp este planificarea timpurie. Mai exact, în stadiul de proiect, toți factorii decidenți din cadrul unei companii de construcții se întâlnesc și alcătuiesc un necesar de materiale. În funcție de stocurile furnizorilor, caută alternative și variante de avarie. În acest fel, problemele pe lanțul de aprovizionare sunt preîntâmpinate și rezolvate în timp util. Tehnologia are un aport decisiv în ceea ce privește distribuirea de materii prime într-o manieră fluidă. Managementul mărfurilor a fost eficientizat prin digitalizare și automatizare, procese cărora li s-a dat prea puțină importanță în domeniul construcțiilor, cel puțin până ne-a lovit virusul COVID-19. Pandemia a acționat ca un catalizator pentru industrie și a grăbit avansul tehnologic, de la comunicarea prin aplicații de tipul Zoom sau Skype, până la folosirea de programe informatice, logistice și contabile. Munca la distanță și restricția de a sta față în față ne-au forțat să inovăm și să regândim modul în care facem afaceri. Am vorbit de multe ori în emisiunile Utilaje TV despre tehnologii de mapare, cum ar fi cele dezvoltate de Leica Geosystems. Acestea creează o reprezentare tridimensională a unui șantier, iar toți actorii implicați în proiect pot lua decizii de la birou sau din vacanță în funcție de informațiile pe care le primesc în timp real. În acest mod, arhitecții, contractori și inginerii în construcții pot colabora eficient fără să fie nevoie să stea împreună la aceeași masă. Noi trebuie să ne oprim aici, în speranța că toate aceste probleme pe care le-am prezentat astăzi vor fi depășite în curând. Să auzim numai de bine!